În atenția polițiștilor de la rutier au fost și conducătorii scuterelor, bicicletelor și chiar cei ai căruțelor. Cu această ocazie, oamenii legii au depistat peste 17 mopeduri, ai căror șoferi nu aveau permis de conducere sau certificat de înmatriculare a vehiculelor pe două roți. În urma legii ce a intrat în vigoare anul acesta, la jumătatea lunii ianuarie, care prevede ca șoferii mopedelor să aibă permis de conducere, numărul evenimentelor rutiere în care au fost implicate astfel de mijloace de transport a scăzut considerabil. Dacă anul trecut la data la care eu vă dau interviu aveam peste 70 și ceva de accidente de circulație, acum vreau să vă spun că în care au fost implicate mopedele, acum vreau să vă spun că mai avem doar 7 accidente de circulație. Drumurile vizate cu precădere de oamenii legii privind controalele în următoarea perioadă sunt DN5, DN6, drumurile din Bolintin Vale, cât și cele din municipiu. Pe de altă parte, Marian Popescu ne-a spus că și în această săptămână, polițiștii giurgiuveni vor efectua controale la autovehiculele de transport marfă și transport persoane. Principalele abateri urmărite de polițiști vor fi legate atât de actele conducătorilor și cele ale autovehiculelor, cât și de respectarea legislației rutiere. De asemenea, tot săptămâna aceasta vor fi efectuate controale și la microbuzele școlare și de transport copii. Așa cum în urmă cu aproximativ o lună, șeful poliției rutiere Giurgiu anunțase în cadrul acțiunii destinate șoferilor de microbuze școlare. Vă reamintim că aceștia din urmă au dat și o testare de legislație rutieră, ale căror rezultate au fost transmise prin intermediul inspectoratului școlar. Procentajul de promovabilitate este de peste 60%. Dintr-un număr de 38 de vehicule care transportă elevi și copii de la școală la domiciliu, deci dintr-un număr de 38 de conducători auto, peste 60% au promovat, restul fiind la diferențe foarte, foarte mici. Polițiștii giurgiuveni atenționează șoferii că acum, în perioadă de toamnă, trebuie să circule cu atenție sporită în localități, nu doar din pricina fenomenelor meteo, ci și pentru a evita accidentele în care sunt implicate îndeosebi căruțele. Cei care folosesc pentru culegerea recoltelor de pe câmp, atelaje IPO, căruțe, să aibă în vedere ca să deplaseze pe drumurile publice, în special în cursul zilei, iar dacă cumva i-a prins, să zicem așa, noaptea, să aibă veste reflectorizante, să nu fie implicați în evenimente rutiere.